În continuare vorbim despre mașini, despre șofere, despre traficul din Chișinău și despre ce trebuie să facem pentru a ne lua carnetul de conducere. O curiozitate este faptul că în Republica Moldova sunt înregistrate aproximativ 1 milion de autoturisme, deci asta înseamnă foarte, foarte multe mașini pe străzile din Chișinău și pe străzile din întreaga țară. Cele mai multe mașini sunt importate, sunt cumpărate la mâna a doua din străinătate și sunt aduse în țara noastră, dar evident că putem vedea pe străzile Chișinăului și foarte multe mașini de lux. Până însă a vorbi despre condus și despre a ne cumpăra o mașină, evident că mai întâi avem nevoie de carnetul de conducere. Așadar, în continuare o să vorbim despre ce trebuie să facem pentru a ne lua permisul, despre cât durează cursurile de șoferie și despre cum să ne alegem școala auto pe care vrem să o frecventăm. Pentru ca să răspundem la toate întrebările noastre legate de șoferie și de șofat, o să discutăm în continuare cu domnul Artur Cecan, care este instructor și este manager al unei școli auto. Domnule Artur, vă rog să veniți lângă mine. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și mă bucur tare mult să vă salut! Ne pupăm? Hai să ne pupăm! Sunt foarte bucuros pentru invitația. Și eu mă bucur tare mult că sunteți lângă noi. Luăm loc, domnule Artur, și pentru că eu mi-am pregătit tare multe întrebări. Aveți foarte multe, foarte da? Multe întrebări, o listă întreagă. Trecem direct la subiectul, domnule Artur, și vă rog să-mi spuneți de ce criterii trebuie să ținem cont atunci când vrem să ne luăm permisul de conducere. Și mă refer la școala auto. Cum alegem școala auto la care să mergem? Da, alegerea unei școli auto de fapt este baza sau baza viitorului fiecărei persoane ca conducător auto. Pot zice, de fapt aș începe cu o frază, m-am gândit eu. Câțiva ani urmă era o statistică că poporul nostru moldav este unul dintre primii la întrebuințarea alcoolului. Vă duceți să minte? Da, sigur, așa. Eu, de fapt, aș spune că e cea mai mobilă nație. Da? Deci fiecare din națiune, da? Fiecare din noi are cunoștințe, neamuri care sunt peste hotare și care vin cu autoturismul lor personal la mii de kilometri. Din Spania, din Italia, din Grecia, din Moscova, da? Deci, totuși, pregătirea în școlile auto la noi, în Republica Moldova, cât de cât, adică este bună. Alegerea, clar că aparține. Aparține fiecărui, sunt mai multe criterii. Cineva mai aproape de casă, mai aproape de servicii, mai aproape... Dar înainte de a alege o școală auto, adică cel mai bine ar fi să întrebați cunoștințele voastre sau persoanele care încredere, da? Care exact au făcut într-o școală anumită, da, sunt foarte mulțumiți, au obținut permisul, deoarece conform ultimilor statistici, 20.000 de persoane care au finisat cursurile la școlile auto nu pot obține permisul de conducere. Da, și adică o pregătire în acest domeniu este cel mai important. Așa. Atunci când mergem, bine, am ales școala auto, mergem să ne înscriem. De ce acte avem nevoie? Deci, cât programul, da, de instruire, cât și actele pentru a fi înmatriculat într-o școală auto sunt stipulate de lege, da? Deci ar trebui să aveți buletinul, să aveți vârsta minimă pentru o categorie, da? Ar fi cu 6 luni. Deci dacă dumneavoastră vreți să obțineți o de categorie B, deci aveți necesar să împliniți 17 ani jumate. Puteți să vă înregistrați, dar la 18 ani, în momentul când împliniți 18 ani, deja puteți să obțineți permisul de conducere. Așa. Domnule Artur, cât durează aceste cursuri de șoferie? Cursurile ar dura, sau trebuie să dureze, undeva 3 luni de zile. Dacă mă întrebați dacă e suficient, deci eu știu o frază foarte bună, că cel mai important cuvânt din toate cuvintele cuvintele din limbile lumii este atitudinea. Deci nu importă vârsta, nu importă pătura socială, nu importă concepțiile de religie, sau importă atitudinea. Deci cum și-a pus țelul, care e atitudinea față de el, cum se pregătește, adică care material este predat. Acesta este cel mai important. Și dacă tot am ajuns la materialul predat, domnule Artur, haideți să, vă rog să oferiți așa niște sfaturi. Ce trebuie să facă un elev la școala auto? Evident, să fie sărguincios, să asculte profesorul, să învețe regulile de circulație. Ce trebuie să facă? Chiar dacă avem statut de instituție de învățământ, este o diferență colosală. Dacă un elev, un student, poate acasă să meargă să deschidă manualul, să deschidă, calculatorul, da? Să aibă informații și să repete, la școala auto. Așa posibil. Deci, repetarea
numai la lecțiile practice. Deci nu aveți autoturism acasă să repetați, da? Deci dacă luați algebra, geometrie, puteți acasă să repetați, să calculați, însă autoturism, conducere cu autoturism nu aveți. Nu aveți comandă dublă, nu aveți instructor alături. Și aici este un mic dezavantaj. Deci repetarea mama cunoștințelor. Noi în cadrul școlii noastre am... Apropo, prin intermediul vostru vreau să-i mulțumesc întregii mele echipe, deoarece în spatele meu s-au colosal de un potențial enorm, au toți instructorii noștri, pedagogii, da, cât și corpul administrativ. Eu sunt așa în spatele lor. Vreau să mulțumesc prin intermediul acestei emisiuni conducerii Inspectoratului Național de Patrulare al Inspectoratului General de Poliție pentru colaborare, adică colaborăm foarte fructuos, UNDP, Organizația pentru Dezvoltare, și cu acordul cărora, chiar în incinta școlii noastre, fiecare autoturism este echipat cu un echipament video care permite la fiecare lecție, la sfârșitul fiecare lecție, posibilitatea de a vizualiza toate lecțiile. Deci toate greșelile, toate instrucțiunile instructorului vostru, da? Care ar permite repetare. Deci neastră mergeți acasă, puneți la calculator creștere, și vezi exact ce ai făcut, unde greșit. Imaginația merge înaintea progresului. Albert Einstein. Faza asta cu vizualizatul imaginilor, e o practică nouă? Se face și în alte școli sau e doar așa o noutate implementată de către dumneavoastră? Este conceptul. Noi, dacă avem, după model american, noi am studenți careva literatură, îndeosebi stilul de gândire a președinților Statelor Unite, da? Societatea este bazată anumit pe ajutorarea sau implementarea unor condiții pentru a ajuta cât mai multă lume. Da? Deci acest sistem de monitorizare chiar dă roade și în momentul... Cel mai bucurător fapt că în fiecare zi vin de la secția de examinare cu permisul în mână, cu emoții colosale care... Evident, și pentru dumneavoastră în postura de manager al unei școli auto și în postura de instructor și director, de fapt, al unei școli auto, este o mare împlinire atunci când vedeți că oamenii pe care i-ați strunit și i-ați învățat și au permisul de conducere. Da, așa este, pentru că noi și le punem și condiții, adică dacă susține toată grupa, da? Veniți și luați oricare autoturism de la noi. O zi întreagă. Avem și așa. Am înțeles. Domnule Artur, eu vreau să vorbim așa despre un subiect delicat, dacă pot să zic așa, și despre faptul că se spune că femeile conduc mai prost decât bărbații. Spuneți-mi dumneavoastră ce părere aveți. Părerea mea. Da, părerea dumneavoastră ca instructor, mai ales că pun pariu că ați instruit sute de femei la volan. Tendința, chiar să vă zic, adică vă spun așa sincer, așa adevărat. Femeile un pic deja întreg. Întreg bărbații. De ce? Chiar dacă poate posibil băieții sau bărbații care vin deja au o pregătire oarecare. Și este o regulă că e mai dificil să dezveți decât să înveți. Așa. Dacă partea frumoasă a omenirii are o atitudine extraordinar de bună. Ai spus, am învățat, nu există probleme, da? De exemplu, noi nu avem probleme. Deci sunt toți mulțumesc. Sunt mai conștiincioase, înțeleg, și mai responsabile. Bărbații sunt puțin mai, adică... Da, da. Știm, mai nărăvași. Trebuie, da. Nu toți, da, sunt... Dar, în linii generale, este atitudine. Deci eu nu ezit la fiecare lecție de teorie să mă salut absolut cu toți. Strâng mâna la toți bărbații, dar la fetele spun că vă cuprind pe toate ca pe un buchet de flori. Ce frumos! Domnule Artur, dar atunci când... Pentru că eu am mai auzit că multă lume se teme să facă o școală de șoferi. Și asta se întâmplă și din cauza instructorilor. Pentru că am mai auzit eu povești, legende urbane, că instructorii uneori sunt prea duri, că strigă, că țipă la elevi. Mai ales fetele se sperie, nu mai vor după aia să urce la volan. Dumneavoastră, ce le spuneți instructorilor dumneavoastră? Eu am... o plăcere și o bucurie enormă pentru că tineretul din ziua de azi, adică viitoarea națiunea noastră, este mult mai înștiințată, mult mai dezvoltată și adică regulile pieții sau a vieții nu vor permite mult lucrurile astea care sunt. În incinta școlii noastre, chiar prin ultima lună care a fost, deci au fost concediați vreo 4 instructori, pentru că noi sunt niște criterii. Sunt exact criterii bine stabilite dacă persoana care a venit, ea a venit cu un scop.
de a conduce în siguranță. Și de a învăța. Da. Noi mai avem, am avut așa un caz, dacă îmi permiteți, a fost domnișoară și nu putea să țin din altă, să pregăti în altă parte. Îmi trebuie permis de conducere. Eu mai fac glume în momentul când începem chiar cursul și întreb cine a venit la noi pentru permis de conducere. Deci dacă este cineva, până data viitoare, la lecția viitoare, vă-l aduc. Și luăm de la specimenul, îi punem în Photoshop poza, da, și o laminăm și o aducem, adică psihologic. De fapt, este un plastic, este, exact. Da? Ideea... Tu ai nevoie de capacități, sigur, și de abilități. Domnule Artur, atunci când facem o școală de șoferie, e bine să învățăm să conducem o mașină cu cutie automată sau manuală? Este o temă modernă de discuție. Ei, da. Deja știu că câțiva producători s-au dezis de cutii mecanice. Deci, cutie mecanică, eu cred că în 50 și în jumătate de secol... Dispare. Dispare, da? Pot să vă zic că este un proiect de lege în Uniunea Europeană până în 2030 să se interzică vânzarea autoturismului cu motoare cu ardere internă. Adică viitorul electricității este bine stabilit. E tot mai așa. Dar noi pe secol, pe viața noastră, bănuiesc de lucru nu mai vom mai avea. Deci mai bine, nu știu, mai ales în cazul fetelor, eu asta aud. Dacă te duci, învață cutia aia automată, că e mai simplu și n-ai treabă cu... Ca să descriu cutia automată sau mecanică, clar că pentru a simți, mașina, pentru a stăpâni sau, mașina, da? Pentru a conduce cu ea, da? Pentru a-i ordona, pentru a simți un regim sport îndeosebit, da? Este nevoie de mecanică. Însă pentru... viitorul potențial al nostru, deci tineretul care studiază, chiar mă bucur faptul, pentru că este un tineret minunat. Adică este o tendință de dezvoltare colosală la tineretul și eu văd un viitor foarte luminos. Ei nu vor avea nevoie să schimbe viteze. Ei vor fi concentrați asupra afacerilor, asupra concepțiilor și în momentul când automatul ușurează 80%. Da. De ce să nu? De ce să ne facem viața complicată când, exact, putem să trăim mai simplu? Da, la secția de examinare vi se eliberează un permis, da? Este o specificație acolo, da? Un cod 10.02 ceva, da? Care ar însemna că ați învățat, ați studiat, ați făcut cursuri la pe cutie automat. Așa. Domnule Artur, mai spuneți-ne niște sfaturi pentru elevii unei școli auto. Ce să facă ei? Nu știu, să fie... Bănuiesc că atunci când înveți la o școală auto, dar încă nu ai permisul, e foarte important că atunci când te afli în trafic, fie că ești în transportul public, fie că ești cu altcineva într-o mașină, să fii atent la tot ce se întâmplă, știți? Să prinzi așa de zbor, să vezi ce se întâmplă în trafic. Sunt foarte multe, adică sunt foarte multe secrete, așa să spun, da? Însă atenția sau zona de atenție a conducătorului trebuie să fie cât mai de departe. În deosebi, o persoană care ar dori să se instruiască, să obțină permisul, deja fiind ca pasager, să observe cât mai de departe. Adică dacă ne privim mai departe, zona de atenție mult mai departe, avem timp de a procesa informația, de a da aparatul locomotor comenzile care sunt, da? Asta ar fi. Asta. Dar sunt o serie foarte multe. Nu ne va ajunge. Nu ne ajunge vizit. Și atunci eu zic ca lumea să afle aceste secrete, să vină la dumneavoastră la școala auto și să învețe. Nu fac acum reclamă, dar pur și simplu am văzut pe Facebook că sunteți foarte activ și că lumea vă găsește și vă poate pune întrebări și dumneavoastră să-i ajutați. Chiar îi așteptăm pe toți. Adică alegerea aparține. Eu am spus că sunt foarte multe școli. Eu niciodată nu am spus că noi suntem cei mai buni. Am spus că suntem puțin mai diferiți. Clar că chiar sunt pregătiți elevi și în alte școli foarte bine. Noi mai aducem ceva în plus în fiecare. Avem un curs de siguranță în situații critice, unde veți ieși chiar dintr-un autoturism în flăcări, da? Veți sparge geamul, veți ieși pe geam pentru că ușa este blocată în cazul impactului, veți scoate stingătorul, veți stinge la cronometru, deci timp cronometrat, așa. Veți stinge focul și trebuie să acordați primul ajutor medical, să știți cum să scoateți o persoană traumatizată. Deci... Exact. Deci sunt teoretico-practice foarte, foarte, foarte importante pentru un conducător. Ca să fie pregătit pentru absolut orice, exact, situație. Mulțumesc foarte mult, domnule Artur. Mulțumim, mult succes și vă mai așteptăm la noi să ne mai dezvăluiți așa câte un secret, două din arta șofatului. Mulțumim, vă așteptăm. Vă rog să așteptați așa un pic până când anunț eu următorul subiect.